Scandalurile dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană sunt tot mai aprinse. Chiar dacă soțul vedetei a spus că nu va depune el actele de divorț, cei doi au ajuns la noi acuzații și situația pare că a scăpat de sub control. Iată ce s-a întâmplat noaptea trecută între cei doi. Întrebarea esențială, o iubiți sau nu o iubiți? Păi bineînțeles că o iubesc dacă am chemat-o să-mi dea un vin. Sunt de acord, domnul Prigoană, să mergem la psihiatru? Eu sunt de acord, Adriana, dar mi-aveam vreo lucru, mare surpriză. Ce surpriză ta? Hai să mergem la psihiatru! Înțeleagă, telespectat! Păi nu că te auzi. Hai mă că se hârjonesc e bine, măi, e la telefonul, ia. Deci vreau să înțeleg, acum dumneavoastră vorbiți amândoi la aceeași masă? Cu ochii la antena 1 și la mine biroul în aceeași cameră. E biroul meu, da? Păi și ea unde e? La după colega să mă spune că mi-a arestat telefonul, domnul Prigoană. Păi te auzi. Ea a telefonul în mâna ei. M-am săturat, m-am plictisit de toată povestea asta. Păi cine a început-o? Păi el a început-o, păi cine a început-o? Păi șapte mari, cine a aoleu, de ce înjurați la un pahar de vin? Stricați vin, păi ce e bine? A băgat până acum nenumărate divorțuri. Intră pe la toate emisiunile să mă facă de 2 lei. Asta sunt, de 2 lei. Cine a fugit de acasă permanent și cine? Păi eu am fugit că te purtai urât, ai uitat? Păi nu mi-a reglat hormonii. L-a găsit pe Mihai. E treaba mea pe cine am găsit și cum am nu, găsit. Nu, uite bă ce frumos e Mihai de zile să-ți pun pe chelie. Nu vă luați de oameni cu chelie, vă rog. Nu dați un amic chelie. Era cea mai frumoasă. Uite, asta e gagica lui tati, ciocănitoarea Audi. Încă mai țin legătura, e simplu.